Salutare tuturor! Bună Adela, bună Cove! Ce mai faceți voi? Cum rezistați, dragilor, în izolare? Uite, mi-am făcut o cafea cu multă spumă. Mă bucur foarte tare să vă iau cu mine astăzi, pentru că haideți să vă arăt și ce fac eu în izolare. Înainte de a pregăti micul dejun, haideți să-mi termin machiajul. După cum vedeți, m-am machiat așa parțial. Așa că vă iau cu mine la o mini sesiune de make-up, nu de alta, dar astăzi merg la cumpărături, sărbătoare mare. Haideți să terminăm machiajul și ne vedem apoi cu micul dejun. Deși suntem în această izolare de câteva săptămâni bune, vreau să vă spun că eu mă machiez aproape în fiecare zi, pentru că îmi dă așa o stare de bine. Cel mai des dimineața mănânc muesli sau porridge, așadar am aici toate ingredientele pentru a-mi pregăti un mic dejun. Am pus un mix de fructe. Mai adaug și cătină. Îmi place foarte tare cocosul, așadar îl folosesc chiar și în bolurile mele pentru mic dejun. Final, voi adăuga bucățele de alune. Dacă vreți, puteți adăuga unt de arahide, gem, miere și alte siropuri care vă plac vouă. Una dintre activitățile mele preferate, chiar și în izolare, este fotografia. Îmi place foarte tare să fac poze, așadar nu ratez niciun moment, chiar și la micul dejun. Credeți, m-am prins la 31-a aniversare în izolare completă. Îmi dau seama de fiecare dată când este ziua mea că nu am suficiente vaze în casă. Uitați-vă în ce am pus eu florile de la ziua mea. Am luat efectiv toate recipientele în care fac de obicei shake-urile dimineața. Atunci când eram copil îmi plăcea să colecționez timbre, temirce, insecte, șervețele. Acum îmi place foarte tare să colecționez pantofi. Adela, sunt foarte curioasă câte perechi de încălțăminte ai în garderobă. Aici este o parte din colecția mea de pantofi și o să vă arăt câteva dintre perechile mele preferate. Una dintre cele mai purtate perechi de încălțăminte din garderoba mea este această pereche de bocanci. Mai am aici o pereche de pantofi pe care, sincer, i-am căutat foarte mult și într-un final i-am găsit și am comandat, bineînțeles, online. Ador încălțămintea sport, o mare parte din colecția mea de încălțăminte. O reprezintă încălțămintea sport. Să vă arăt și care sunt preferații mei. Îmi plac foarte tare aceștia. Clasicii tenis alb pe care efectiv îi ador. Aceștia sunt cei mai noi în garderoba mea. Încălțămintea ocupă cel mai mult loc în garderoba mea. Astfel că aș cumpăra pantofi în fiecare zi. Și nu știu dacă ați observat, însă am integrat pălăriile chiar și în ținutele mele de stat în casă, pentru că îmi plac atât de mult și mi-e atât de dor să integrez o pălărie într-o ținută. Eu zic că trebuie doar să avem răbdare, pentru că în curând vor veni zilele în care vom putea purta tot ce ne dorim. Sfatul meu este ca în această perioadă să vă bucurați de timp, să găsiți acele activități care vă aduc energie pozitivă și gânduri bune și să ne revedem cu bine! V-am pupat!